Bu ay işlesiniz oraya çok. Hı? İçesiniz oraya hiç. Păi și eu mă dă-l care are în spate. Da! Da! Stai un pic, că stai să înceapă treaba. Lasă-l acolo și vine după aceea. Fă celălalt. Să înceapă treaba, frate, da. Bine, a început de la ora 8, da. Să înceapă gen pe live, să înceapă să... Neața, am ca de obicei o confirmare că mă auziți. V-aș fi mare recunoscător, să zic așa. Avem. Dacă mă ajutați cu un comentariu că mă auziți, mi-ar prinde bine să nu am probleme cu sunetul. Bă, lumea încă este în trafic la ora asta. Mai mult ca sigur, mai bine ne privesc pe noi decât ascultă radio. Ciocule, ce avem aici? Hai să dăm drumul la treabă. Hai, începem! Distribuție N57. Distribuție N57. Câți kilometri ai? 269. De care știi tu sau oatea sunt? Asta știu eu. Hai că vedem acum dacă sunt mai mult sau nu. Da, și semne ceva la distribuție de venit sau preventiv? Se auze. Hai că o să vedem, poate avem șansă în 10 minute să vedem și capacul. 2000, te frumos. Da, mulțumesc frumos, Șerban. Chiar aveam nevoie de o confirmare să nu mă trezesc chiar că vorbesc cu mine însumi. Ceas în atelierul 2, avem un 530 la distribuție și mai avem un 520 la revizie. O să mergem și în partea cealaltă, acolo unde o să vedeți și un N20, un 428i. Un 428i, vreau chiar cu ocazia asta să facem un concurs, să vedem care motor este cel mai curat din câte distribuții am făcut până acum. Mașina care este în partea cealaltă are undeva la 100.000 de kilometri, la fel ca și cea lui Alex Irimeș, care a fost la noi. Dar până atunci să-l privim pe Cioc în acțiune, e Poreclit Cioc, îl cheamă Claudiu. Dar trebuie să avem mine de scenă, oricum. Claudiu, ce procedură facem acum? Dăm capacul jos? Dăm capacul jos, capacul de tacheți. Și după aceea? După aia o să dăm jojea jos. Jojea, da? De ulei l-am dat, l-am verificat să nu ai văzut. Ok. La asta e problema. La N57, vrei să spui, da? Și pilitura asta apare în mod normal pe la câți kilometri sau din ce cauză? Se face schimbul la timp. Ok. Da? Și toată lumea zice că cât scrie în bord, bata se merge. Am înțeles. Că noi suntem aici în Germania, avem autostrăzi, avem de toate. Deci notă, schimbați uleiul dacă aveți în 57 la 10.000, 12.000. 12.000 maxim. 12.000 maxim ca să scăpați de problema cu zineți. La asta, din păcate, nu poți face test de presiune electronic, cum putem face la cele pe benzină. Și va trebui montat un senzorul de presiune ulei, va trebui să fie montat un anometru ca să, sau un barometru ca să putem vedea exact presiunea la rece și la cald. Așa că mai degrabă schimbați uleiul la timp și scăpați de problemă. Tu de unde știi de noi? Eu acum întreb clientul de unde știe de noi de a veni la noi. Am intrat de Panel. Panel? Hai, unde-s doi puterea crește. Florine, poți să-mi arăți și în partea cealaltă dacă ai timp? Cu mare drag mi-ai dat tipul la... Foarte bine, foarte bine. Cioc, poți să și vorbești în timp ce consideră-te un chirurg în momentul de față și spui ce faci ca să ai și asistent. Îți dai pensă, ce ai nevoie? Bisturiu? Flex, scoatem Flex, da. Scoatem plămele de pe capac, de la firele de la injectoare. Am înțeles. Scoatem capac. Deci decuplăm cablajele. Ai fost gentil, așa nu mă așteptam.
sau din micul weekend. Da, 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 ia uite ce forță. Și acum, surpriza serii. Ia. Yeah. Deci în 57, 260 de mii de kilometri știuți de proprietar, ca să nu vorbim altfel. Da, joc la lanțul de sus. Da. Și ăla e primul care se lasă cioc, ca să le spunem și oamenilor, da, care ne privesc. Primul, nu? După care urmează, coboară la cel median. De acolo se sparg patine, se sparg... Da. Uite, să știi că nu prea a avut ulei la timp. Păi eu doceam la mașina. După ce am făcut schimb, acum are 2 săptămâni schimbă. 2 săptămâni? Da. Ai făcut degeaba. Da, știu. Să schimbăm noi. Dacă ne uităm aici, ca să vă dau un indiciu. Totdeauna vă uitați aici. Îmi dai și mie un pic de lumină? Pe marginea asta. Frumos. Da. Un pic de lumină, să vede că telefonul meu nu e așa de performant. Ia. Uitați-vă aici pe margine, da? Așa. Asta ne arată că pierdea ulei capac. Așa. Nu mult, dar pierdea, da? La ce ar trebui să mai fie atenți posesorii de N57 când verifică la așa la orice revizie verificat un filtru de ulei pentru pilitură. Am înțeles. Neapărat. Indiferent de faceți revizia, filtru de ulei la pilitură. Că după aceea începe să facă țac, 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 țac. Dar pe aici de ce avem mizeria asta în cioc? De la toate injectoarele au ieșit. Unde s-au prins injectoare? Au ieșit cu presă. Am înțeles. Niciunul n-a fost. A, deci pe lângă asta se scot greu și injectoarele. La kilometri e normal. Înțeles. Hai, Florine, să vedem și la tine. Aici am o revizie de 10, 2 litri diesel. Ok. În urma verificărilor am descoperit că și galeria Danesia trebuie curățată, urgent. Da, ca idee, băieți, ori de câte ori faceți o revizie și la N20, desfaceți și acest senzor, MAP sau MAP, da, MAP e. MAP. Da, și vedeți dacă aveți pilitură, funingine. Dacă aveți funingine, cazul să schimbați. Papele senzorii, senzorii. Senzorul, să-l curățați și să curățați și galeria. Și... Bun, până aici șocului am făcut operațiune. Ce mai avem de făcut în continuare? Aici pe sus mai avem de scos joja. Da. Ok. După care ridicăm mașina sus, cutie jos. Hai să vedem și după aia. Eu mai am șocul încă un sfert de oră disponibil pentru tine, așa că... Mă bucur. Hai lasă cu bii după ce plec eu după aia. Ai... 10 litri de cafea poți să bei astăzi, până la finalul programului. Și de ce dai joja jos? Că și asta e un... Pentru că joja intră în baie. Ca să ajungi la distribuție, trebuie dată baia jos. Am înțeles. Deci, notă... Toate modele M. Nu contează. Salut, Răzvan! Lasă-ne o serie de șasiu să vedem exact dacă ai power reduction, în mod normal ar trebui să ai și revenim noi acolo pe Messenger sau pe WhatsApp, dacă eu răspund și în timp real la solicitări. Filtrul ăla l-ai aruncat sau unde? Nu, e curat. E curat? Doar ce l-am curat. Am. N-ai cum să-ți dai seama. În 2 săptămâni nu s-a adunat. Da. Dacă sunteți îngăduitori, dați-ne și un share la postarea asta, tocmai ca să vadă cât mai mulți oameni procedura de dezasamblare a unui motor N57. Câte motoare ai făcut până acum de N57? N57? Nu. Nu mai țin. Am făcut. Mai multe decât dacă ai chelit și te-ar pica părul? De N47 nu te întreb, că ăla la... La asta dai, dai motorul jos, nu? Nu. Nu? Nici la asta? Nu. Foarte. E S-Drive. A, e S-Drive. Perfect. N-ai avut bani de X-Drive? Mai bine. Da, că e bun și-s. Salut, Cosmin! Bună dimineața! Cosmine, când îți vine hibridul? L-auzești pe rasta azi? Sper să nu vă apucați de fumat. N-avem ce. N-avem ce. Stai mă aici, uite, nu fugi de mine. Da, nu fug, nu. Hai să mă să văd cum arată uleiul la... Câți kilometri are de când?
Nu, e un petrol. Da. Sare pe tine. Ah, lasă. Sare pe telefon prima. Da. Ce? Ah, scuze, scuze. Hai, ciocule, scoate jujul. Da, Cosmin, baftă. Dacă acum se fabrică. Factura, ce se fabrică acum? Ar putea să e un fel de fluier din zona Maramureșului. Ar putea să fluier la el să ne faci o... Și acum ce faci? Ridici mașina? Mai am trei și urmă în spatele. Hai, te rog, scoate-le și pe alea, ca să văd ridicată, ca după aceea să te lasă să bei cafea. Proprietarul și-a dat acordul, consimțământul GDPR, să putem să-i filmăm și numerele de matriculare, să nu avem discuții după aceea. Ai zis da, nu? Putem să-ți filmăm și numerele la mașină. Da? Da, da. Nu era o întrebare. Nu era o întrebare, da. Daniel Iancu. E, așa arată și al tău la 10.000. Stai liniștit dacă îl schimbi. Cosmine, că noi lucrăm și în alte industrii. Ai mai văzut atâta branding pe... Ia uite ce avem aici. Branding, 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 over branding. Și acolo ce desfaci, șocule, ca să le spune și vecele? Nu. O clemă. O clemă care ține care ce? Ține... Care ține... Îi ține de urâtă? Da. Am înțeles. Dacă nu desfaci clema asta, nu poți desfaci un șurub de la capac. Am înțeles. Care e ascuns aici. Nu se crede. Am înțeles. Galeria cum arăta la asta, că nu m-am uitat. Este colmată. Colmată, da? Da. Te mai întorci odată la Gorj? Da. E urâtă? Păi, o să-ți arate când... În mod normal, la kilometri ăștia, o să ai și pământ de la prima brazdă pe care a dat-o tractorul la U600. Da, Cosmin, bine că m-ai corectat unul. Sunt două semne mari și late. Dacă își dă 7 jos, rămâne 1. Și tricoul nu l-a văzut? Nu, păi e sub salopetă, de asta înseamnă. Se vede și ăla, cum? Se vede și ăla? Majoritatea din cele rupte, asta nu veni rupte. Ce rupte? La ce? Nu, nu, să știi că vin mulți la timp. Da? Da, când da? Aud de țac-țac dimineața la rece și un zguzor năit așa de mărgele, aia. E cazul să... să vină la remediere. Da, cum se numește scula asta pe care ai mână? E cu cardan? Da. Înțeles. Altfel, nu putem să scoatem șurubele de acolo. Am înțeles. La diferențialul, la BMW funcționează la el? Să știți că nu frige deloc. Nu frige deloc, nu? Ai venit? De-abia ai venit cu el, nu? Da. Am înțeles. Ciocule, am putea spune că te-ai fript de multe ori la viața ta. Da. Acasă sufru și mie urmă. Da, bă. Așa, sus e gata? Păi n-avem loc, Cosmine, de atâta autografe ce ai. Mai degrabă să ne las și un review pe Facebook, că e la fel de bun. Vă las pic să te-o plăcut, să știi ceva de el. Pe la tine a fost frumoasă. Ciocule, gata? Trebuie să o ridicăm? Hai să o și ridicăm. Dacă a fost și înălțarea. Dar nu mai urmează.
Auzi, mă, Ciocule, dar de ce 3 injectoare sunt umede și 3 nu? La 3 scăpa. La 3 scăpa și la 3 nu, nu? Și scapă pe unde? Pe jos, pe aici, pe la șaibă? Pe la garnitura de la capac. Pe la? Garnitura de la capac. Am înțeles. Și ăla e ulei ce vezi cu el. A, ulei? Senzațional. Scapă ulei, clasic la BMW. Ce să verificăm, zi? Hai să verificăm, să vă arătăm ce să verificăm plăcuțele. Și cât avem? Niște plăcuțe noi au 11 mm. 12. Și cât trebuie să aibă de nou? 12. 12. Am înțeles. Aici se vrea să-i face la fiecare revizie, verificare. Fiecare revizie, verificare plăcuțe, da? Să știe clientul cu ce plac asta. Și ăsta cât au? 6? A, 10? Nu văd, eu nu sunt obișnuit cu o saltă, cu pixul saltă. 10 mai. Asta e semnătura mea. Am înțeles. Și acum ce urmează? E manuală, mă? Da. Vorbesc serios? Rar, ești rar, să zic așa. Dar nici nu pierde ulei, nu? Cum? Iar îți dai părul cu gel? Da. Mama mea. Vrei să-i procese, nu? Tamponul în bărbat. Dacă ne uităm. Ia, zi. Da, capacul tachez vine. Capacul tachez de sus. Da, da, gata, îl văd. Hai să nu-mi pice ochi, că eu n-am ochelari. Aici. O să dăm scutul jos să vedem. Păi dă și scutul jos, că am plecat. Hai că ajung la distribuție și nu mai vreau. Am trebuie să le arătăm și băieților ce înseamnă pierderi de ulei. E bine să le privești și altfel, nu doar. Să nu vă speriați la pierderi de ulei, că sunt garnituri. Dar să nu curgă prea mult, atunci e problemă. Cât spațiu ai aici, dacă ai cutie manuală, vezi? Am impresia că lipsește ceva. Și de la X-Drive și de la tot. Dacă nu faci asta focus. A uitat la ultima revizie să spună și... Da. I-a rămas să-i spui mecanicului să-ți dea șurubule înapoi. Dar ce-am cumpărat, dar n-are. Ce să mai de la tine? Asta o rezolvăm cu ce? Cu șoricei? Cu ce o rezolvăm? O rezolvăm cu șoricei. Gata? Veniți să nu vă cadă ceva, vă surpriză. Deci tot timpul dai scutul spre față când îl dai jos. Da. Tu mai sunt de 30. Ce-am mai găsit și ciocule? Ai găsit și cârpe? Ce mai era? Șuruburi de la cutie. Șuruburi de la cutie. Oase de la... Oase aveai, nu? Da. Și oase. Dacă parcați mașina prea mult timp... Nu, da, bineînțeles. Parcați mașina prea mult timp într-un loc, prima dată verificați și scutul să nu vă treziți cu șobolani. Explică și mie, țeava asta de la ce vine, ciocul? Cum? Asta de la ce vine? E de la... tamponul de la motor. Și ce face chestia aia? Bagă presiune în el, vine vacuum în el. Vacuum în el? Da. Cum reglezi gen confort. Sunt un fel de activ, nu? Exact. Dar la toate tamponele aproape. Și cu asta întrerupem și ne vedem în partea cealaltă în 10 minute.